În ziua de astăzi nu mai putem să mai ținem post cum ținem odată. De ce? Păi da, și hrana, ca să zicem așa, mâncare care este de zi cu zi, nu mai este cum era înainte. Calitățile calorii și calitățile cu vitamine cu asta, nu mai este toate că, ca să zicem așa înainte, zicea așa, nu. Că este să luăm cu soie, când era pe timpul așa, dar acum cumpărăm soia cu 100 de lei kilo, cu 100 de mii kilogramul. Deci este scump să țineți post. E foarte scump. E foarte, foarte scump. Cartofii în ziua de astăzi, care era înainte, era 1 leu kilogramul, 1 leu și 20, acum 2 lei 80 kilogramul. Așa scumpi, toate scumpi, de ce să nu recunoaștem? Foarte multă lume nu poate permite mult, da? Ce să facem? S-au scumpit, da. Timp de 7 săptămâni în tradiția creștin-ortodoxă este rânduit postul Paștelui. Acesta este cel mai mare post de peste an și face și trecerea organismului de la alimentele grele din timpul iernii la alimentația ușoară de primăvară-vară. Trebuie făcut curățarea organismului, de asta este dat și postul mare înainte de Paște, fiindcă iarna oamenii mănâncă mai mult carnea, mâncarea grea, care totuși mai rămâne în organism, îl afectează. Și atunci, ca să trecem la mâncarea de vară, la legume, întâi trebuie să pregătim locul, să curățăm organismul nostru de toate rezidurile. Pentru organism, postul are și efecte curative. Atunci când nu mănânci, mai mult sângele vine în creier, deoarece în timpul după ce ai mâncat, o cantitate mare de sângele se află în prejurul stomacului, ca să trebuie preluat toată cantitatea care ai mâncat. Și creierul are o insuficiență mică de oxigen, de sânge, dar atunci când nu mănânci, sângele spală bine și creierul și hrănește mușchiul cardiac. Și atunci gândești mai limpede și poate parcă devii și mai bun, nu știu cum, la suflet pentru acei care mai au unde să devină mai buni. Cei care vor reuși să postească vor putea mânca de dulce pe 24 aprilie, când vor întâmpina sărbătorile pascale.